E noapte în Madagascar și întreaga junglă face nani. Sunt liniștii hipopotamii sub raza lunii de creștări. După ce a vizitat zonele inundate din Telorman, județ grav afectat de intemperii, o parte a guvernanților a luat hotărârea de a aloca pentru zona afectată suma de 15 milioane de lei noi pentru construirea unui nou dig de protecție, repararea celui vechi și pentru alte lucrări de refacere după pagubele produse de intemperii. La Starea de Spirit am încercat să aflăm ce părere au oamenii cu privire la aceste aspecte. De asemenea, inundații și pagube s-au mai înregistrat de-a lungul timpului, iar când acestea nu au fost în ani electorali, a fost nevoie de teledoane organizate de mass media națională sau de donații ale oamenilor cu bani, cum a fost cazul lui Gigi Becali, care a reconstruit din banii lui un sat întreg și strămutat într-o zonă ferită de inundații. Părerea oamenilor este una împărțită. Starea de spirit nu este un sondaj de opinie. Guvernul vrea să aloce 15 milioane de lei pentru construirea unui dig și alte reparații în zonele afectate de inundații în ultima perioadă. Ce părere aveți despre acest lucru? Dacă ar fi pentru dig, ar fi extraordinar. Dar ce am văzut ieri la televizor cu mascarada aia, cu bărcuța pe apă de o palmă, cu 7-8 să împingă pe prințul moștenitor al Olteniei, e ceva de mi-a venit să dau televizorul pe geam. Iar banii aia nu-i dau la dig, îi dau pentru campanie. E atâta manipulare ce n-a trăit România de când este. Ponta ne trebuia, ponta avem. Credeți că din cauza că este an electoral se fac aceste investiții, adică au mai avut loc inundații în zonele respective? Culmea, nu. Nu este din cauza anului electoral. O să avem surprize în continuare, pentru că Ceaușescu a murit împușcat. Lui Ponta această funcție îi trebuia și nu va pleca de aici tot decât tot izgonit de populație, pentru că e de o îngânfare și de o perversiune ce încă n-am pomenit până acum. Îmi pare rău să o spun, am crezut în tineretul ăsta, dați manipulați din spate de șmecheri încât nimic nu fac. N-au, de 2 ani și de când au venit la guvernare, nu au făcut nimic pentru România decât insolvențe și taxe. Atâta știu, atât au făcut. Guvernul a decis alocarea 15 milioane de lei pentru construirea unui dig și alte reparații în zonele afectate de inundații în ultima perioadă. Ce părere aveți? Am o părere foarte bună și asemenea lucruri ar trebui să facă și în alte zonele țării. Bine, dar nu este... se întâmplă asemenea evenimente. Nu este prima oară când aceste zone sunt afectate de inundații. De ce nu s-a făcut nimic până acum? Probabil că nu au avut fonduri suficiente sau nu a fost interes din partea autorităților locale. Credeți că are legătură? N-a fost insistență. Credeți că are legătură cu faptul că este an electoral? Nu cred. Nu cred. Guvernul a decis alocarea 15 milioane de lei pentru construirea unui dig și alte reparații în zonele afectate de inundații din ultima perioadă. Ce părere aveți? Trebuia să facă de mult asta. De ce să lase pe ultima asta? Că vede lumea că e necăjită și amărâtă. Trebuia să facă mai de mult. De când au început inundațiile la noi în țară, pentru că înainte să mai continua să facă acum, nu știu, pentru... Poporul român a cam lăsat la o parte, să pună osul, că de aia votăm și poi mâine la parlamentarii europeni și ailanță, să facă mai mult, pentru că omul trăiește și că trăiește chinuit săracul de ele, vai de el, cam atât ar fi. De ce n-au luat această decizie mai de mult? Credeți că are legătură cu faptul că este an electoral? Nu are, știți ce se întâmplă? Pleacă ai noștri, vin ai noștri, cam așa vine treaba. N-au încercat să facă, băi, totul facem pentru țara, totul facem pentru om. Omul ne votează, hai să facem noi pentru el. A lăsat la un partid la altul. A lăsat, aia vin ăștia, guvernul cu tare, guvernul cu tare. Pune, domne, de la începutul, domne, că de-aia suntem acum într-o țară liberă și democratică. Asta e părerea mea, că să fim mai atenți cu oamenii și cu mediul înconjurător pe care l-au oamenii respectivi. Asta e.